Bine te-am regăsit la o nouă activitate. Astăzi ne-am propus să discutăm despre cuvânt. Cuvântul ca unitate de bază a vocabularului. Vom avea în vedere forma cuvintelor, dar și conținutul lor. Așa cum bine știi, oamenii își transmit ideile, gândurile și sentimentele cu ajutorul cuvintelor organizate în propoziții. Ei bine, cuvintele de mai jos au fost vrăjite. Ține de tine să desfaci această vrajă. Cu siguranță ești un mare magician și ai descoperit că cornul, de exemplu, este un arbust sau un arbore mic cu lemnul foarte tare, cu flori galbene și cu fructe roșii comestibile. Notează acum cât mai multe cuvinte noi care să conțină sau să înceapă cu fiecare literă din cuvântul corn. Cu siguranță vei găsi o mulțime de cuvinte care au în componența lor aceste litere. Câteva sugestii de rezolvare. Eu am gândit să completez cu copac, actor, arc și note. E important să reții că orice cuvânt are formă și conținut. Literele, sunetele din care este alcătuit, reprezintă forma cuvântului. Un cuvânt poate avea unul sau chiar mai multe înțelesuri. Precizează sensul corect al cuvântului a face, stabilind legături între enunțurile din coloana A și înțelesul cuvântului din coloana B. Verbul a face poate avea înțelesul de a rezolva, a construi, a găti, a aprinde, a desena sau chiar a câștiga. Îți las momente pentru lectură. Verifică dacă ai rezolvat corect acest exercițiu. Există cuvinte care au aceeași formă și sens diferit. Sensul unui cuvânt se stabilește în context, adică în propoziția sau fragmentul în care acesta apare. Am pentru tine câteva exemple. Vom lua cuvântul bancă. Avem două propoziții diferite. El vrea să deschidă un cont la bancă și noi stăm pe bancă în parc. Pentru a exersa, vei avea alte exemple. Completează spațiile libere cu denumirea lucrurilor sau a ființelor din imagini. Construiește cu ele enunțuri. Vei obține sensuri diferite ale cuvântului leu. Câteva sugestii de rezolvare. Putem spune, de la zoo a evadat un leu fioros. Sau, biletul de autobuz costă un leu. Totalitatea cuvintelor dintr-o limbă formează vocabularul, lexicul limbii respective. În limba română există aproximativ 120.000 de cuvinte. Dintre acestea, aproximativ 1.500 sunt cunoscute și utilizate frecvent de către toți vorbitorii. Ele aparțin vocabularului fundamental al limbii române. Cuvintele de mai jos au aceeași formă, dar pot avea și ele înțelesuri diferite. Construiește câte două enunțuri astfel încât să scoți în evidență diferitele sensuri ale acestora. Avem cuvintele dar, cer și mai. Vei primi din partea mea câteva sugestii de rezolvare.
Pentru cuvântul cer, am ales să construiesc enunțurile. Eu cer o pâine feliată, pe cer se văd păsări călătoare. Pentru cuvântul dar, am construit, am primit în dar o floare, aș veni, dar nu mă lasă mama. Luna mai a fost cuprinsă în enunțuri precum luna mai este o lună de primăvară și mașina este mai rapidă decât bicicleta. Felicitări! Ai ajuns la final! Te-ai descurcat minunat!